În urmă cu două săptămâni, iubiții mei, frați și surori, după cum mulți de aici ne aducem aminte, începeam să vorbim despre cele trei discipline interioare, așa cum le numim pe bună dreptate. Acele discipline sau nevoințe spirituale care inițiază, întrețin și desăvârșesc relația noastră cu Dumnezeu, o relație verticală așadar, și care au toate legătură cu forul interior al ființei noastre. Să ne amintim, vorbeam atunci despre prima dintre acestea, anume despre meditație, care înseamnă gândul care urcă spre Dumnezeu. Spuneam atunci că e nevoie pentru o bună meditație de cel puțin trei lucruri. În primul rând, e nevoie de un timp anume, un timp zilnic pe care să ne-l punem deoparte pentru cugetare. De obicei, se recomandă să punem timpul cel mai bun, adică cel de dimineață, care vine după somnul, sper, odihnitor de noapte. Apoi e nevoie pentru o bună meditație de un loc anume. Nu poți să o faci oriunde, în orice spațiu, aglomerat, gălăgios. Ai nevoie de o retragere. Domnul însuși ne învață că ai nevoie de o retragere. Avem nevoie de un loc special, un loc amenajat într-un mod anume, dedicat, un colț de cameră, dacă nu o întreagă încăpere pentru asta. Și de asemenea ai nevoie de un cadru anume, un cadru anume, adică să te înarmezi pentru meditație cu cea mai importantă sursă a cugetării, a meditației, care este Sfânta Scriptură. În mod normal, atunci când stăm în meditație, ar trebui să citim Scriptura și vom înțelege așadar încă o dată că citirea Scripturii nu mântuiește în sine, nu este ceva magic, citim și ne mântuim, ci de fapt citim ca să aflăm despre Dumnezeu, despre cum se comportă Dumnezeu în istorie, în univers și să ne umplem inima de El și să sfârșim prin a medita la El și a lua personajele Scripturii, evenimentele, episoadele din Scriptură și a le transforma în materialul principal pentru meditație. Dar nu numai Scriptura, spuneam atunci că natura, creația poate să fie de asemenea un cadru foarte bun pentru meditație, alte scrieri devoționale sau teologice, după preferințe, pot să fie de asemenea un material care ne ajută. Ei bine, continuăm să vorbim astăzi despre rugăciune. Iar dacă meditația este gândul care urcă spre Dumnezeu, vom defini rugăciunea în aceeași paradigmă, spunând că rugăciunea este cuvântul care urcă spre Dumnezeu. Cuvântul care urcă. Are nevoie omul să elibereze cuvinte, rostire? Nu e de ajuns gândul care urcă spre Dumnezeu? Privită în felul acesta, rugăciunea nu este ceva artificial, nu este o povară, nu este o sforțare. N-ar trebui să o vedem ca o obligație, cum o vedeam când eram mici și când ne puneau cei mari să ne rugăm. Și în adins, ce făceam? Nu ne rugam. Sau o făceam mecanic. Sau o făceam ca să scăpăm într-un fel din strânsoare. Dar odată ce ne-am maturizat, odată ce înțelegem și participăm, iată, duminică de duminică la biserică, ar trebui în sfârșit să auzim și să pricepem, căci rugăciunea este o continuare naturală a meditației. Și că așa ar trebui să se nască rugăciunea, din prea plinul inimii, adică odată ce am fost fascinați de Domnul, de cuvântul Lui, de lucrarea Lui Dumnezeu în istorie, de lucrarea Lui Dumnezeu cu noi, ar trebui ca toate acelea să ne îmboldească, să ne împingă, să ne deschidă ce? Gura și să-L lăudăm pe Dumnezeu. Și să ne rugăm acestui Dumnezeu. Și să venim cu petițiile noastre, să venim cu mijlocirile noastre, să ne vărsăm precum Ana altădată focul inimii înaintea lui Dumnezeu. Să venim cu strigăte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Să venim exact cum e inima noastră înaintea lui Dumnezeu. Scripturile, dragii mei, în Vechiul și Noul Testament ne confirmă că oamenii mari ai credinței au fost invariabil
oameni ai rugăciunii. Că cine a fost mare în predicare, cine a fost mare în minuni, cine a fost mare în misiune, cine a fost mare în faptă, în cuvânt, în construcție, în, mă înțelegeți, în proiecte, cine a fost mare în Scriptură, a fost în primul rând mare în rugăciune. Rugăciunea, desigur, cuvântul care urcă spre Dumnezeu, dacă se naște în mod natural, din cugetare, din preocuparea permanentă a minții cu Dumnezeu și cu lumea lui Dumnezeu, atunci ea nu mai e grea, atunci nu mai e un jug, atunci nu mai este o obligație, atunci în sfârșit ajungem la rugăciunea de plăcere și care, cum ziceam, se naște în mod natural. Sigur că aceasta are nevoie în primul rând de sinceritate, adică inima noastră să fie în rugăciune, să nu fie un act mecanic, să nu ne rugăm fie acasă, fie la biserică, dar într-un mod neparticipativ, adică gura se roagă, dar mintea e în altă parte. Ați pățit una ca asta? Și de câte ori? De câte ori nu trăim în mod concret, în timpul rugăciunii, o sciziune, o rupere între minte și cuvânt, între gând care zboară în altă parte, nu spre Dumnezeu, și cuvintele care rostesc în mod mecanic ce trebuie, dar inima noastră nu mai este acolo, noi nu mai suntem în rugăciune. Sinceritatea este un ingredient fundamental al rugăciunii, pentru că ce folos să te rogi dacă nu te rogi sincer, pentru că rugăciunea, precum meditația, nu este un act magic. Repet asta, chiar dacă prea repet. Nu este un act magic. Nu este o mantră. Nu este nimic din ceea ce învățau cultele păgâne în timpul Noului Testament, anume că dacă rostești cuvintele potrivite, în ritmul potrivit, nu? De câte ori trebuie, vei atinge o stare anume, un moment de extaz, vei fi ascultat. La întrebarea cum să mă rog să fiu ascultat, în mod normal nimeni n-ar trebui să răspundă, pentru că nu știm cum să răspundem la o asemenea întrebare, cum să mă rog. De câte ori să mă rog să fiu ascultat? Iar eu vă zic de 7 ori. Asta ca să nu zic de 70 de ori. Și voi vă rugați de 7 ori. Și dacă nu se întâmplă, cine-i de vină? Cel care a dat rețeta. M-am rugat și nu s-a întâmplat nimic. Pentru că rugăciunea nu este un act magic. Vă rog, creștinismul tocmai asta a făcut, a luptat împotriva magiei. Până la urmă, rugăciunea în viața fiecărui credincios ia chipul acelui credincios, stilul lui, temperamentul lui. Câte unul se roagă cu voce tare, atât de tare că nu te poți ruga lângă el. Dar ce bine că se roagă el. Ce bine. Poți să iei un moment de pauză? Justificat. Altul, tot lângă tine, nu se roagă cu cuvinte și ai impresia că nu se roagă deloc și stă și a adormit, îți vine să-l trezești, dar poate el rostește cuvinte mai adânci, fără să le audă cineva. Nu toți ne rugăm la fel, nu toți ne rugăm un timp egal, în stiluri, ne rugăm în stiluri diferite, în posturi corporale diferite. Avem, într-un fel, particularități în rugăciune, cum e viața noastră particulară a fiecăruia dintre noi. De aceea, să nu ne judecăm unii pe alții în privința rugăciunii. Important e să ne rugăm cu adâncul inimii, cu sinceritate și sigur ne ascultă Dumnezeu. Adăugați lângă sinceritate ritm. Ritmul rugăciunii. Nu e suficient să fii sincer în rugăciune, mai e nevoie să îți impui, de aceea rugăciunea este o disciplină spirituală, să te rogi zilnic și dacă se poate să te rogi de câteva ori pe zi. Vom reveni la această rețetă. Dar ritmul acesta zilnic al rugăciunii ar trebui să ne-l impunem fiecare de aici. Atât în rugăciunea privată mai ales, cât uneori și în rugăciunea publică. Ritmul este foarte important. Nu întotdeauna vom simți ceva în rugăciune. Noi uneori abandonăm ritmul rugăciunii. Văd asta în viața mea, uitându-mă în urmă. Am avut perioade, zile, nu puține, în care nu m-am rugat cu adevărat, pentru că e greu să ții, cum am zis, ritmul. Știați că olimpicii, nu de mult a fost olimpiada, nu? Știați că olimpicii au ajuns olimpici pentru că au menținut, din perspectiva antrenamentului, ce?
ritmul. Pentru că nu și-au permis pauze lungi. Pentru că nu și-au permis să fie distrași. Pentru că nu mănâncă orice. Pentru că nu dorm la orice oră din noapte. Pentru că au totul riguros ca să rămână în ritm, să nu iasă din ritm. Știați că oamenii de știință, aceia mari și care vor rămâne în istorie, au păstrat mereu, din punct de vedere intelectual, ce? Ritmul. Știați că sfinții din Scriptură și de după Scriptură, până la noi, sfinții păstrează ritmul? Știați, dragii mei, ceva ce i-am aflat cu surprindere? Că oamenii pe care îi considerăm, din vari motive, că sunt cumva sfinți, că au atins nivele înalte de trăire cu Dumnezeu, povestesc despre parcursul lor spunând că nu e aproape nimic spectaculos, doar că au persistat, doar că n-au ieșit din ritm, din ritmul acela al rugăciunii, al întreținerii relației cu Dumnezeu. Adăugați după sinceritate și ritm, perseverență. Perseverență. Perseverența înseamnă să susții ritmul pe termen lung și, dacă se poate, să duci această perseverență până la capăt, până la sfârșitul vieții, oricât de departe ar fi momentul acela, până în ultimele momente conștiente. Desigur, nu vă spun o noutate, dar statisticile arată că un creștin care rămâne lângă Dumnezeu până la moarte și presupunem că se stinge în patul lui la senectute, statisticile arată că ultimele momente conștiente ale unui asemenea creștin, el nu le petrece vorbind cu alții, predicând sau dând sfaturi, îndemnuri sau mustrări, ci petrece ultimele momente conștiente cu ultimele puteri, uneori abia mișcându-și buzele, făcând ce? Rugându-se. Știați că un creștin, dacă moare conștient, mă refer dacă nu e o moarte subită, asta spun, deci dacă îți dă un pic de timp, nu? Să te pui în starea aceea. Știați că, de fapt, rugăciunea ne ajută nu doar să supraviețuim aici, ci ne ajută să facem și marea trecere dincolo. În mod normal, creștinul trece dincolo, în rugăciune. Și din rugăciune pleacă să-L vadă așa cum este. Așa cum este. Rugăciunea, așadar, cum am încercat să o descriu, are aceste ingrediente ale sincerității, ale ritmului, ale perseverenței. Și de asemenea, rugăciunea cunoaște două valențe pe care aș vrea să le vedem puțin mai pe larg. Există rugăciunea individuală, aceea de odăiță. Știți cum zicea Domnul, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Rugăciunea în ascuns, în retragere, și rugăciunea comunitară sau rugăciunea colectivă. Haideți să le luăm pe rând. Rugăciunea individuală, dragii mei, pe care o găsim la toți marii oameni ai Vechiului Testament, o găsim de asemenea în Noul Testament și o găsim mai mult, o găsim la Domnul Iisus Hristos, care El, Dumnezeu fiind, și aici apare un paradox, totuși se retrăgea uneori noaptea să se roage. Faptul că îl găsim pe Domnul în rugăciune arată că dacă El a avut nevoie, noi avem nevoie cu atât mai mult. E bine, rugăciunea aceasta individuală, cum ziceam, îndemnurile la rugăciune găsim la Apostolul Pavel în Tesaloniceni, rugați-vă, cum? Neîncetat, ce îndemn maximal. Găsim de asemenea în Timotei, zice că înainte de toate faceți rugăciuni pentru toți oamenii, pentru cei înălțați în dregătorii, pentru... și apoi ni se dă o listă, nu? Și apoi rugați-vă și pentru mine, și găsim oameni care se roagă și care îndeamnă la rugăciune. Mă rog și vă îndemn la rugăciune, că așa ar trebui să meargă. Știți ce nu găsim? Nici măcar în Noul Testament. Nu găsim reglementări practice despre rugăciune. Nu ni se spune de câte ori. Nu ni se spune cum să stăm în picioare, să ne punem pe genunchi. Vedeți că în rugăciunea comunitară mereu avem comentarii de felul acesta. Unii ne spun să ne rugăm mai mult în picioare, că doar scrie când stați în picioare și vă rugați, să iertați. Dar dacă nu putem ierta, zice să ne punem pe genunchi. Sigur, v-ați dat seama că sensul nu e acela. Sensul era că evreii se rugau în picioare și de aceea spune când stați în picioare, putea să fie fără stați în picioare, când vă rugați, să iertați. Apoi ni se spune, frate, ce păstor n-a auzit asta? Ne rugăm prea mult în picioare, trebuie să ne mai punem pe genunchi.
Cine vine la mine să-mi spună să ne rugăm mai mult în picioare, eu zic, amin, să ne rugăm. Cine vine să-mi spună să ne rugăm mai mult pe genunchi, eu ce zic? Eu, nu colegii mei. Amin, frate. Să ne rugăm. În picioare sau în genunchi, problema e că vorbim mult și ne rugăm cum? Puțin în închinarea publică. Durerea e în altă parte. Am înțeles. Facem cum credeți. Dar să ne rugăm. Dacă mă întrebați la adâncime ce părere am la adâncime, cred că așa-i șade bine rugăciunii în genunchi. Cred că e o postură care te ajută mai mult la rugăciune, dar nu e o regulă, înțelegeți? Dar cred că când îngenunchem, ne punem într-o postură mai bună, într-o poziție mai bună, într-o atitudine până și corporală. Că eu sper că nu îngenunchem numai cu trupul, ci îngenunchem cu inimile înaintea Domnului nostru. Doar numai înaintea Lui îngenunchem, nu? Așadar, Noul Testament nu are prea multă ortopraxie, adică practică, să ne învețe cum să facem. Textele nu ne ajută prea mult, prin urmare, dacă tot vrem să fim biblici, să ne rugăm biblic, Biblia nu ne spune cum să ne rugăm, ne spune numai să ne rugăm. Fără îndoială Iisus, fără îndoială mai ales apostolii, i-au învățat pe cei din vremea lor cum să se roage, doar că n-au scris, pentru că era o epocă nu a scrisului, ci a vorbitului, o epocă a oralității. De aceea, dragii mei, mă veți auzi în această seară citând din autori post-biblici, adică de după perioada Noului Testament, când și-au dat seama cei din secolul 2, secolul 3, chiar cei din secolul 4, că trebuie să reglementeze într-un fel rugăciunea și trebuie să facem niște reguli dacă nu sunt scrise acolo, trebuie să le gândim pentru binele obștesc, pentru binele tuturor. Așadar, rugăciunea individuală în primele viacuri, dacă vrem să știm cum era la început, era structurată pe trei momente ale zilei sau trei ceasuri de rugăciune. Iar ei au preluat aceste trei ceasuri, creștinii, de la evrei, care în perioada post-exil, după exilul babilonian, da, pentru că nu avem asta scris nici în Vechiul Testament, dar undeva între testamente, ei, departe de țara lor, au avut această rânduială a rugăciunii de la ora 9 dimineața pentru ei ceasul al treilea, că ei numărau de la, cum să zic, de la 6 dimineața, era ora 0. Și atunci era ora 9 dimineața prima rugăciune, al doilea ceas de rugăciune la ora 12. Peste 3 ore, pentru ei ceasul al 6-lea și apoi ultimul ceas al zilei era la ora 15, pentru ei ceasul al câtelea? Al 9-lea. Vă aduceți aminte că Daniel, personaj exilic, spune că de 3 ori pe zi ce făcea? Probabil la aceste ore. Vă aduceți aminte că în Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și Ioan se suiau la ceasul rugăciunii, la ceasul al 9-lea, nu e 9 dimineața, vă rog, ci e cât? 3 după masă. De fapt, un pic ei sunt cam la limită, că dacă ratau și momentul acela, mă înțelegeți? Trebuiau să aștepte până a doua zi. Iar evreii practicau de secole, până în secolul I, când avem acțiunea Noului Testament, rugăciunea aceasta întreită de 3 ori pe zi. E bine, faptul acesta a trecut în creștinism și a fost luat ca un model de rugăciune. Ipolit din Roma, un autor din care am să citez, s-a stins prin martiraj undeva în jurul anului 230 după Hristos, evident. A fost un mare slujitor, un mare episcop, un mare predicator și scriitor, iar de la el ne-au rămas următoarele rânduieli. Când se ridică dimineața din somn, înainte de a atinge orice lucru de atinge. Orice om credincios și femeie credincioasă să-și spele mâinile, asta cred că facem, și să se roage lui Dumnezeu. Și după aceea să se ducă la lucrul său. Dacă ești în casa ta, roagă-te la ceasul al, zicem după model evreiesc, la ceasul al treilea. Și binecuvintează pe Dumnezeu. Dacă în acel moment ești în alt loc, roagă-te lui Dumnezeu în inima ta. Nu fă caz, adică nu se întinde preșul și mă înțelegi, nu fă caz. Căci în acel ceas al treilea, și aici s-ar putea să aduc o noutate, sper, a fost văzut Hristos pironit pe lemn.
De aceea și în legea veche s-a poruncit să se aducă în ceasul al treilea pâinea pentru punerea înainte ca prefigurare a trupului și sângelui lui Hristos, iar înjunghierea mielului necuvântător e prefigurarea mielului desăvârșit. Căci Hristos e păstorul și pâinea care s-a coborât din cer. Da, dragii mei, asta nu scrie nicăieri în Evanghelie, dar e o frumoasă interpretare, frumoasă interpretare. Se credea în primele viacuri că Hristos a fost crucificat dimineața, la ora 9, cum am zice noi, ceasul al treilea. Roagă-te așadar la ceasul al treilea, cu gândul că atunci a suit mielul lui Dumnezeu pe cruce. Roagă-te la fel și la ceasul al șaselea, căci atunci Hristos a fost pironit pe lemnul crucii, ziua aceea s-a împărțit și s-a făcut întuneric, cum citim în Evanghelii, adaug eu. Să se roage astfel în ceasul acela cu o rugăciune puternică, imitând glasul celui ce s-a rugat atunci și toată făptura s-a întunecat din pricina necredincioșilor iudei. Ceasul al nouălea, momentul în care Hristos stă între cer și pământ, al șaselea, între cer și pământ, miezul zilei. Și aici avem indicii, o sugestie în Evanghelie, că la miezul zilei s-a întunecat pământul. Că doar cum era să se întunece noaptea, n-avea niciun efect, să se întunece ziua, în plină zi. Să se facă o mare rugăciune și o mare binecuvântare și la ceasul al nouălea, prin imitarea, spre imitarea modului în care îl laudă sufletele drepților pe Dumnezeu care nu minte, Dumnezeu care nu minte, pentru că și-a adus aminte de sfinții săi din iad sau din locuința morților, din acea închisoare, cum spune Petru, și a trimis cuvântul său ca să ilumineze pogorârea în iad a Mântuitorului, căci în acel ceas, fiind Hristos împuns în coastă, s-a vărsat din ea apă și sânge și luminând apoi restul zilei, pentru că s-a întrerupt întunericul, a dus-o spre seară. După care, începând să doarmă și făcând să înceapă ziua următoare, a împlinit deja învierea. Al treilea moment de rugăciune vizează momentul în care Domnul și-a dat Duhul. Iar după aceea se crede că a coborât să vestească la sufletele celor din închisoare pogorârea în iad a Mântuitorului. Roagă-te și înainte ca trupul tău să se odihnească în pat. Sculându-te însă în jurul miezului nopții, spală-ți mâinile și te roagă la miezul nopții. Iar dacă e de față și soția ta, ascultați, stimați soți, dacă e de față, apoi la miezul nopții ar trebui să fie de față. Dacă e de față, sigur, rugați-vă împreună. Trezește-o și pe ea să te văd dacă ai curaj. Rugăciunea e un act de curaj. Iar dacă aceasta nu este credincioasă, soția, atunci roagă-te în altă cameră, dar te roagă, după care întoarce-te în patul tău. Sper că vă bucurați de asemenea texte. Poate că ar trebui uneori să nu predicăm, ci să citim asemenea texte. Ele ar fi mai bune decât predicile noastre, decât ale mele, cu siguranță. Cu siguranță. Texte pline de conținut, de sevă, de învățătură. Tertulian, care a trăit cam în aceeași perioadă, privitor la timpul rugăciunii, nu vă este de prisos să ținem seama de cele câteva ore, vorbesc despre cele comune care împart timpul zilei, a treia, a șasea și a noua, pe care le regăsim consemnate în Sfânta Scriptură ca ore deosebite. Acestea, în afară de rugăciunile obișnuite pe care suntem datori să le facem la începutul zilei și al nopții, fără vreun sfat de la cineva. Dar se cade să nu mâncăm și să nu ne îmbăiem înainte de a face cu credință rugăciunea. Hrana și înviorarea spiritului trebuie socotite înainte celor ale trupului, fiindcă cele cerești sunt înaintea celor pământești. Și ați observat, vă rog, cum e schema rugăciunii zilnică?
3 plus 2, adică cele 3 la ceasuri stabilite și celelalte 2, prima la trezire, deci înainte de ceasul al 3-lea, la trezire și încă una înainte de culcare, deci care deschid ziua și care închid ziua. Ieronim, de asemenea, într-o scrisoare adresată unei călugărițe, spune, care tocmai intrase în monahism: trebuie să avem bine împărțite orele de rugăciune, pentru ca dacă cumva suntem împiedicați de vreo treabă, timpul însuși să ne îndemne către îndatorirea noastră. Nu e nimeni care să nu cunoască al 3-lea ceas, al 6-lea, al 9-lea, revărsatul zorilor și înserarea. Vedeți, era o practică comună. Nici hrana nu ți-e îngăduit dacă n-ai spus mai înainte o rugăciune și nu te vei duce de la masă dacă nu i-ai adus mulțumire Creatorului. Când plecăm din sălașul nostru, să ne înarmăm cu rugăciuni. Când ne înapoiem din piața publică, să ne rugăm înainte de a ne așeza, iar bietul nostru trup să nu-și afle odihna înainte ca Duhul să se hrănească. Așa să ne ajute Dumnezeu. Cum să ne rugăm, frate Ghiță? De 3 ori pe zi și încă de 2 ori. Dar mai putem noi așa? Asta să vedem, fiecare încearcă. Nu prea putem. Motivul obiectiv pentru care noi, cei de azi, nu prea putem, este că nu mai lucrăm în agricultură, în spatele casei, cum lucrau ei. Când puteam oricând lăsa unealta jos, că nu se întâmpla nimic. Acum lucrăm în bandă, lucrăm în corporații și în multinaționale. Acum lucrăm mental și fizic. Acum lucrăm până la extenuare. Ne dăm viața pentru muncă, iar munca a devenit un idol cu chip uman și atrăgător. Modernitatea este cu totul împotriva rugăciunii. Nu că nu ne-am rugat, dar cum? Cum să întrerupi? Cum să poți la ore prestabilite să faci asta? Devine atât de greu. Devine aproape imposibil. Dar dacă vreți să încercați ceva greu, dacă vă respectați, dacă ne respectăm, hai să încercăm ceva greu. Hai să avem momentele acelea de care măcar să ținem seamă mental, dacă nu putem, nu? Să îngenunchem, să... mental! Acestea despre rugăciunea individuală, câteva detalii despre rugăciunea colectivă. Rugăciunea colectivă, dragii mei, nu vine în antiteză cu cea individuală. N-ar trebui să împărțim viața de rugăciune în mod riguros și să scindăm cele două realități. Adică n-ar trebui cu niciun chip să spunem: eu mă rog acasă suficient, eu citesc acasă suficient, eu ascult mai nou pe internet acasă, știu ce trebuie să ascult, nu am nevoie de biserică. Nu, dragii mei, ele sunt complementare. Ai nevoie să te rogi singur și ai nevoie să te rogi împreună cu ceilalți. Rugăciunea colectivă pornește de la rugăciunea cu întreaga familie și de asemenea se extinde împreună cu comunitatea de credință. Aduc aici o mărturie din secolul II, dintr-o apologie extraordinară pe care a semnat-o Iustin Martirul. Iar dacă s-a numit Martirul, înseamnă că și-a dat sângele pentru Hristos. Acest Iustin Martirul, într-o apologie a lui, zice: în așa zisă zi a soarelui, duminica, se face adunarea celor ce trăiesc la orașe sau la sate și se citesc memoriile apostolilor, în paranteză puneți, vă rog, epistolele, scrierile și scrierile profeților, câtă vreme îngăduie timpul. Apoi, după ce cititorul încetează, întâi stătătorul, protosul, cel din față, ține un cuvânt prin care sfătuiește și îndeamnă la imitarea acestor frumoase învățături. Apoi ne ridicăm în picioare toți la oaltă și înălțăm, ce credeți? Rugăciuni. După care, încetând noi rugăciunea, așa cum am arătat mai înainte, se aduce pâine și vin și apă. E vorba de vin amestecat cu apă. Iar întâi stătătorul înalță deopotrivă rugăciuni și mulțumiri cât poate mai multe, la care poporul răspunde într-un singur glas, rostind amin. Cam acestea sunt primele mărturii despre cum se închinau la început. Că Noul Testament nu ne povestește, ați înțeles, nu ne spune asta. Dar ne spun ei, urmașii aproape direcți ai apostolilor. Tertulian, tot în secolul III,
Vom adresa lui Dumnezeu rugăciunile noastre cu modestie și umilință, cu mâinile ridicate, nu exagerat, adică nu trebuie să-L lovești pe celălalt. Și nu ostentativ, nu faci gesturi să ne speriem pe aici, dacă deschidem ochii din întâmplare. Ridicăm mâinile, zice Tertulian, dar măsurat și cuvincios, fără să ne înălțăm cu aroganță privirile, fără să te uiți să cercetezi pe celălalt, că roagă-să el, că mântuită el. Acel vameș care se ruga nu prin cuvinte, ci prin ținută, cu umilință și cu ochii în pământ, s-a întors acasă mai îndreptat decât, auzi, prealimbutul fariseu. Se cuvine să fie stăpânite și sunetele vocii, căci de ce puterea gâtlejului ar fi nevoie dacă rugăciunea ne-ar fi ascultată după tăria glasului? Adică cât de tare ar trebui să strigăm dacă ar fi vorba despre asta? Dumnezeu nu ascultă glasul, ci inima pe care o și vede. Să învățăm să nu ne mai judecăm unii pe alții, ci fiecare după stilul nostru, puterea noastră, înțelegerea noastră, să ne rugăm nestingherindu-ne unii pe alții când suntem împreună, pentru că dacă acasă te poți ruga exact cum vrei, aici nu poți cum vrei, aici te rogi cu respect față de celălalt. Care de aici n-a trăit experiența? Care n-a trăit-o? Că s-a încheiat rugăciunea comună și parcă tu ai mai fi vrut să te rogi. Care n-a trăit asta? Și ce ai făcut? Te-ai rugat? Te-ai rugat peste predică? Adică ce ai făcut? Ce ai făcut? Te-ai oprit. Normal că puteai să te mai rogi. Normal că nu ți-a fost de ajuns. O soră mi-a zis, eu am listă lungă, frate, și rugăciunile noastre la biserică sunt tot mai scurte, ceea ce e adevărat, și cu lista și cu... Eu nu reușesc să mă încadrez în rugăciune, zice. Alții mai deștepți ca mine, zicea ea. Poate a fost ironică un pic, dar frumos, nu? Deci reușesc să condenseze, dar eu nu reușesc. Se termină rugăciunea, eu rămân cu lista la jumătate. Eu am pomelnic lung, a zis. Am cauze multe. Dar sora se oprea, ca să înțelegeți, nu se ruga peste mine sau peste cântare, se oprea. Rugăciunea așadar comună e un exercițiu care ține cont de îngăduința creștină, de respectul frățesc, care cere o anumită civilitate, o anumită civilizație, un anumit bun simț, o anumită rânduială. Că trebuie în așa fel să ne rugăm, în așa fel să profețim, în așa fel să vorbim în alte limbi, cum zicea Apostolul Pavel, că dacă se întâmplă să intre un necredincios, și acolo e vorba de un păgân, nu de unul de altă confesiune, dacă cumva intră un păgân, un necredincios, să nu cumva să zică că suntem nebuni, că ne-am pierdut mințile toți deodată, că ți-ai pierdut mințile grav, dar toți deodată e mai grav, că nu mai rămâne unul citob între noi. Să nu zică cumva că tocmai asistă la o demență live, ci dimpotrivă, cu așa rânduială să ne rugăm, să profețim, să vorbim în alte limbi, să tălmăcim, toate acestea să le facem, că sunt de la Duhul Sfânt. Dar cu așa rânduială și frumusețe, încât cine intră să cadă la pământ, la pământ, și să spună, aici este cine? Aici este Domnul. Rugăciunea colectivă e rugăciunea care ar trebui să-L arate pe cine? Pe Domnul. Rugăciunea colectivă ar trebui să facă dovada unei spiritualități pe care am dobândit-o înainte de a veni la biserică, în orele de acasă, în timpul de acasă, în parcursul nostru obișnuit, anonim, când ne rugam și nimeni nu ne vedea, pentru că tocmai ne-am închis în odăița noastră. Rugăciunea colectivă e o încununare a rugăciunii de acasă. Da, ea e mult mai scurtă decât cea de acasă. Nu se măsoară în lungime, ci în intensitatea ei și în bucuria de a ne ruga acum. Împreună, în același timp. Încheiem cu trei principii, oarecum sistematice. În primele viacuri, dragii mei, după toate informațiile pe care le avem și mulțumim lui Dumnezeu, avem informații. Vă fac aici o sinteză pentru că nu am avea timp să vă citez. În primul rând trebuie să știm că rugăciunea era predominant comunitară și apoi individuală.
Știu că spun o noutate, dar e o noutate atestată de istoria primelor veacuri. Biserica s-a îngrijit chiar în vreme de persecuție, nu mai zic după ce a ajuns în libertate, s-a îngrijit ca în fiecare dimineață și seară să deschidă porțile ei. Pentru ce? Nu pentru predică, aceea era duminică. Pentru rugăciune. De aceea se încuraja să ne rugăm la biserică în condițiile în care, sigur, mobilitatea socială nu era cum e astăzi, adică cu atâta călătorie, cu atâta plecare la distanțe mari, în care gândiți-vă că generații la rând se nășteau într-un sat, mureau în satul acela și n-au mers mai mult de 50 de kilometri în jurul satului. Atâta știau ei că e lumea. Fericiții de ei. Aceia nu erau frustrați că n-au ajuns în concediu pe nu știu ce insulă. Că nici nu știau că există insula. Fericitul de el. Noi știm că există atâtea insule încât zicem, viața e prea scurtă. Trebuie să ajung pe toate. Sigur că trebuie. Accentul cădea pe rugăciunea colectivă. Ne rugăm împreună și apoi ne rugăm individual. Deci aici se pune accent. Cât mai des să ne adunăm zilnic, dacă am putea să ne adunăm. Adică cum, frate Ghiță, să deschidem noi biserica în fiecare dimineață? Exact. Dar păi vine cineva să se roage, nu-i treaba ta asta. Tu te gândești dacă vii? Tu. Dar păi să ne numărăm? Nu ne numărăm destul duminica și ne găsim prea puțin. Să ne mai numărăm și lunea și marța, ba să nu ne numărăm dacă am putea. Să ne rugăm și plecăm mai departe. Adică să dea cineva îndemn la rugăciune, ba nu, că ne aflăm numai cu îndemnuri. Să nu dea nimeni să ne rugăm să venim cu îndemnul de acasă. Așa s-a constituit ceea ce în bisericile istorice se numește utrenie și vecernie. Utrenie, slujba de dimineață, care conține multă rugăciune, sigur, diferită ca stil de ce facem noi, și vecernie, care conține din nou multă rugăciune. 2. Rugăciunea în primele viacuri era predominant fixă. Predominant fixă, adică avea forme fixe, adică să fiu mai clar, adică se rostea după niște texte, care predominant erau din Vechiul Testament, din cartea care? Psalmilor. Cum se rugau? Cu psalmi, ca să nu greșească. Mai bine să te rogi cu Scriptura, că nu greșești. Dacă te rogi fără psalmi, apuci să te rogi și ne ții niște predici în rugăciune, de numai să ne pregătim. Spun ceva aici, nu știu dacă e bine să spun, dar acum soția n-a putut să fie cu mine și poate că am dreptul să spun. Dacă iară se înregistrează și... În fine, sper să nu asculte, de obicei nu mă ascultă. Mă bazez pe asta. Comunitatea mică, baptistă, maghiară, din care provene soția mea, unde a fost ea când era ea copilă și a crescut acolo, e formată din niște oameni drăguți și foarte în vârstă și care nu prea știu românește. Și după căsătorie am făcut și noi un gest frumos, zic, într-o duminică ne-am dus acolo la biserică și fine, m-au pus să rostesc o predică. În limba română am predicat. Și la sfârșit, cum se roagă ei părând, a aruncat o soră în vârstă, foarte drăguță, apoi am aflat un pic background-ul ei. S-a rugat foarte frumos și la un moment dat s-a rugat în limba lor, mie mi s-a tradus. Și a zis la un moment dat, Doamne, chiar dacă Ghiță și cu Mogdi nu ne-au chemat la nuntă, noi ne bucurăm pentru ei o zi în rugăciune și noi te rugăm să le dai viață lungă și să-i binecuvintezi, chiar dacă nu ne-au chemat. Dar mi-a fost de dragă când am auzit ea cum se roagă ea pentru noi. Adică durerea ei așa pus-o unde? În rugăciune. Că mai bine am primit așa dacă o pus în rugăciune. Chiar la sora nu ne gândisem, da, ne-am cerut iertare. A zis că nu-i nimic. Ea tot se roagă pentru noi. Minunat, doar și pentru vrăjmașii pe ei trebuie să te rogi, mă. Dar pentru cine nu te-a chemat la nuntă?
ca să nu cădem în situații ridicole. Poate ar fi bine uneori să avem forme fixe de rugăciune. Și s-a adăugat la psalmi, s-au adăugat apoi rugăciuni care s-au scris și s-au păstrat. Și în bisericile istorice se roagă cu rugăciuni care nu pot greși, mă înțelegeți? Cu acelea nu poți greși, poți doar să te rogi mecanic, dar și cu astea alte te poți ruga mecanic. Deci, predominant, formă fixă, dar și liberă, existau momente, fără îndoială, în care erau încurajați oamenii să se roage cum simt, să aducă cauzele lor personale. Și în fine, ultimul element, predominant rostită pur și simplu, cum am rostit eu predica, dar și cântată. Aici nu intrăm în detalii, ar fi foarte interesant să vă povestesc ce înseamnă cântată. Că nu înseamnă polifonie ce știm noi astăzi, ci înseamnă cântată cam în stilul evreiesc vechi. Și în mediul creștin se renunțase la instrumente, asta a fost diferența dintre creștinism și iudaism, era fără instrumente, poate mai bine nu spuneam asta, mai ales că așa frumos a cântat orchestra. Dar era fără și era numai voci și se cânta, nu era polifonic, adică se cânta în așa fel încât aproape se îngâna, aproape erau niște modulații, care noi astăzi, dacă le auzim, în muzica psaltică, puteți să vedeți, ea păstrează destul de bine. Dați o căutare cu muzică psaltică, nu o să ascultați mult, nu o să dureze mult, să treacă repede momentul. Pentru că e ceva ce noi nu mai știm să ascultăm, noi nu mai știm să pătrundem, pentru că noi vrem variație, noi vrem polifonie, noi vrem, nu? Instrument, noi vrem linie melodică, pe când acolo ți se pare că totul curge, nu mai știi dacă se va termina vreodată. Predominant, așadar, rostită, dar și, cum ziceam, cântată. Într-un anumit fel, cântată. Haideți, dragii mei, să ne ridicăm. Și dacă așa de mult am vorbit despre rugăciune, mai rămâne ce să facem? Să ne rugăm. Să ne rugăm, așadar, de mulțumire, mulțumindu-i Dumnezeu inclusiv pentru acest dar al rugăciunii, pentru posibilitatea de a intra în relație cu Dumnezeu prin rugăciune, dar și pentru ziua aceasta întreagă. Ne rugăm.